Polițiștii gorjeni au aplicat în ultimele 24 de ore 172 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor în care se poate realiza circulația persoanelor în valoare totală de 220.350 de lei. Totodată, polițiștii locali au aplicat 6 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea ordonanței militare numărul 3 din 2020 în valoare totală de 1.600 de lei. De asemenea, jandarmii gorjeni au verificat respectarea interdicției de a părăsi locația de izolare ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19 la un număr de 199 de persoane. Au fost sancționate contravențional 24 de persoane din Târgu Jiu, Motru, Târgu Cărbunești, Rovinar și Novaci din cauza că nu au respectat măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19. Valoarea totală a amenzilor aplicate de jandarmi se ridică la suma de 14.800 de lei. Efective, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tudor Vladimirescu Gorj, au executat misiuni de menținere a ordinii publice în zona a 10 centre de carantină, însoțirea a 7 transporturi de persoane spre centrele de carantină sau un tranzit pe raza județului Gorj, precum și asigurarea ordinii publice la punctul de triaj constituit la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Târgu Jiu.